Господине Бондаре Сафиево. Амин. Мой начал ще има дънгян, ка поте ар фи фос посибил, сигур ар фи фос посибил, са май дъм бок протеста и хунка от мута. Dar în dimineața aceasta, fratele Petre a hotărât să fie generos cu mine și mă gândesc că eu nu întotdeauna am fost generos cu frații mei predicatori. Nu le-am pus la îndemână atâta timp cât mi se pune mie în dimineața aceasta. E adevărat că pasajul care stă în fața noastră este un pasaj deosebit de important și în același timp deosebit de bogat în învățătură. Dar câteodată îmi pun întrebarea în dreptul meu, dacă eu sunt suficient de competent să mă ocup de cuvântul Domnului așa cum se cuvine. Am mai spus-o și în alte împrejurări, noi predicatorii câteodată reușim performanța prin vorbirile noastre să umbrim în parte frumusețile din cuvântul lui Dumnezeu. Dar îmi doresc tare mult și mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze întotdeauna să putem sluji bine și cu folos. Amin. Și slujirea noastră să aducă un plus, un câștig, o binecuvântare în inimile și în sufletele celor care ne ascultă și care ne și cred ce spunem după Cuvântul lui Dumnezeu. Măcar că am timp mult la dispoziție în dimineața aceasta, voi face o introducere mai scurtă. Și am să vă spun de la început că Apostolul Pavel scrie această epistolă unei biserici, unei comunități creștine pe care încă nu o vizitase. Își dorea să ajungă la Roma, dar încă nu ajunsese acolo. În începutul acestei scrieri, el mărturisește că dorește să ajungă acolo ca să fie o binecuvântare pentru frații de acolo. Dar în același timp, el admite că și ei pot să fie o binecuvântare pentru el. Vedeți dumneavoastră, părtășiile în casa lui Dumnezeu sunt binecuvântări și pentru predicator și pentru ascultător. Atunci când la cârma lucrurilor stă Dumnezeu și ne dorim lucrul acesta de fiecare dată când ne întâlnim aici. Apostolul Pavel așadar nu vizitase niciodată biserica aceasta, dar, cu toate acestea, în finalul epistolei sale, îl amintește o seamă de frați de acolo, dovedind că are pentru ei o prețuire deosebită. De asemenea, aș vrea să vă spun că în scrierea aceasta este cel mai profund prezentată Evanghelia Mântuirii. Este foarte profundă scrierea aceasta și de câte ori mă apropii de ea, sunt cuprins de uimire. Mă impresionează această scriere a Apostolului Pavel. În același timp, însă, aș vrea să vă spun că nu sunt de acord cu acei predicatori și acei comentatori ai Scripturilor care spun că dacă ar fi ajuns la noi, doar această scriere ar fi fost suficientă pentru ca noi să trăim o viață creștină autentică. Eu cred că și celelalte cărți ale Scripturii își au valoarea lor. Și mărturia tuturor acestor scrieri scumpe, sfinte, contribuie împreună în a ne ajuta pe noi să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, uitându-ne la sfinții care au trăit înaintea noastră, ascultând povețile și învățăturile cuprinse și în celelalte scrieri sfinte. Așadar, nu cred că celelalte sunt de mai puțină valoare. Cred că toate la oaltă sunt de folos. Pentru că și Pavel a spus la un moment dat, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, pentru ca în final omului Dumnezeu să fie destoinic și priceput pentru orice lucrare bună. Ăsta e scopul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru slujitorii Domnului, pentru fiecare dintre noi. Doamne, ajută-ne pe toți să creștem până la nivelul acesta. Amin. Amin. În pasajul acesta pe care l-am citit, am descoperit două părți principale, două părți mari. În prima parte a pasajului citit, Apostolul Pavel descrie în câteva fraze istoria sau planul lucrării lui Dumnezeu. Mai bine spus,
rolul lui Israel și rolul neamurilor în acest plan al lui Dumnezeu. Și în partea a doua, Apostolul Pavel vorbește direct și face aplicații practice pentru frații de atunci și pentru frații de acum. Am să încep ocupându-mă de prima secțiune și am să încep prin ajutorul lui Dumnezeu să prezint ce spune Apostolul Pavel despre rolul lui Israel și rolul neamurilor în planul lui Dumnezeu. Dacă lucrurile acestea au fost scrise, înseamnă că ele ne sunt de folos și trebuie să le știm. Știindu-le, noi trebuie să ne raportăm corect la ele, pentru că Pavel zice: aveți grijă după ce ați aflat că Dumnezeu a dat la o parte pentru o vreme pe poporul lui, ca să vă altoiască pe voi în măsliri, nu cumva să vă lăsați prinși de această slăbiciune a firii omenești, numită mândrie, sau înfumurare, sau încredere deplasată, și să credeți voi că sunteți voi cineva. Aveți grijă, spune Pavel. De fapt, încă de la începutul capitolului acestuia, Pavel vorbește despre cei din neamul lui, despre Israel, și explică cititorilor lui și ne spune și nouă astăzi ce se întâmplă cu acest popor al lui Dumnezeu. Vorbește despre acest popor și spune în dreptul lui, vorbește despre o lepădare, despre o împietrire, despre o pierdere. Dar în prima parte a acestui capitol, parte pe care noi nu am citit-o, dar o puteți citi acasă, până la versetul 10, Pavel îi lămurește pe creștinii din orice vreme că lepădarea lui Israel de către Dumnezeu nu este o lepădare completă. Există o rămășiță pe care Dumnezeu a păstrat-o. Și Pavel se folosește de exemplul cu Ilie. Când Ilie a fost cuprins de descurajare în vremea împăratului Ahab și zicea: Doamne, am rămas eu singur. Doamne, din tot poporul acesta al Tău, doar numai pe mine mă mai ai. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie un lucru pe care profetul, cât era el de profet, nu știa. Și îi spune Dumnezeu lui Ilie: Ilie, nu te îngrijora că nu ești singur. Mai am încă în poporul meu 7000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea zeilor străini. Nu ești singur. Și să știți, câteodată când te simți singur, face bine, te încurajează să auzi că totuși nu ești singur. Că mai sunt și alții care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și sunt cu inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Așadar, în prima parte a capitolului 11, Pavel le vorbește fraților și le spune: lepădarea lui Israel nu este completă, nu i-a lepădat pe toți, Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță. Și lucrul acesta a fost evident, dacă vreți, și în vremea lui Pavel, pentru că în mare parte din bisericile în care Pavel și-a dus aportul, a slujit, le-a pus bazele sau le-a întemeiat, dacă vreți, se închinau deoportrivă creștini provenind din rândul evreilor, împreună cu creștini provenind din rândul neamurilor. În unele biserici, proporțiile erau favorabile creștinilor ce proveneau dintre neamuri, în altele parte erau mai mulți dintre evrei pentru o vreme, dar erau în popor oameni din poporul lui Dumnezeu care au primit totuși Evanghelia și cred că ei pot fi cuprinși în acest termen numit, folosit aici, rămășiți. Apoi Pavel spune de la versetul 11 în jos că lepădarea aceasta lui Israel nu numai că nu este completă, ci este și temporară. Este pentru o vreme. Și spune Pavel că Dumnezeu a hotărât așa pentru ca să facă posibilă mântuirea neamurilor. Vă mărturisesc că atunci când am citit aceste cuvinte într-o atitudine de cugetare, m-am întrebat oare de ce n-a fost cu putință să fie în același timp mântuite amândouă aceste entități, Israelul și neamurile, în același timp. Nu era cu putință ca Israelul să fie mântuit și să nu trebuiască să treacă prin experiența amară a lepădării, a împietririi, și în același timp și neamurile să primească Evanghelia? Se pare că din cauza lor Dumnezeu ar trebui să lucreze în felul acesta. Pentru că Apostolul Ioan, când își scrie Evanghelia la sfârșitul primului secol creștin,
El spune în primul capitol al Evangheliei sale despre Iisus că a venit la ei săi. Dar adaugă Ioan cu multă tristețe în inimă, dar ai săi nu l-au primit. Ai săi, cei pe care Dumnezeu i-a cercetat când le-a trimis pe Fiul Său, oamenii aceștia s-au dovedit, s-au așezat pe ei înșiși în poziția de a fi nevrednici de această Evanghelie. Lucrul acesta s-a văzut după aceea de-a lungul vremurilor. Gândiți-vă de bună oară când Apostolul Pavel a călătorit în călătoriile sale misionare, întotdeauna sau aproape întotdeauna, unde s-a oprit, a căutat o sinagogă. Un loc în care se întâlneau cei din neamul lui. Și acolo le-a adus Evanghelia, dar oamenii aceștia întotdeauna s-au împărțit în două. Unii dintre ei au primit Evanghelia, au crezut în Domnul Iisus, iar alții s-au ridicat împotriva Apostolului și l-au prigonit. L-au alungat din cetate în cetate și dacă citiți în Faptele Apostolilor, veți vedea prin câte cetăți a trecut Pavel și din câte a fost gonit de cei din neamul lui. Aici Apostolul Pavel folosește de două ori un cuvânt care poate că ridică semne de întrebare, cuvântul gelos. Îl găsim în versetul 11, zice: prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Și apoi zice el, un pic mai jos, și caut dacă este cu putință să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. De obicei, gelozia este privită ca un sentiment negativ, ca un sentiment care roade caracterul omenesc și comportamentul omului, care ajunge câteodată să-l domine pe un om într-o asemenea măsură încât îl chiar orbește și îl face să nu mai fie în stare să judece sănătos. Dar aici cuvântul acesta definește altceva. Definește o dorință pe care Dumnezeu dorește să o stârnească în inima poporului său. Eu înțeleg acest lucru ca o lucrare prin care Dumnezeu le arată evreilor ce schimbare poate să facă Evanghelia pe care ei au refuzat-o, dar pe care neamurile au primit-o. Și am să vin și am să spun că creștinismul, acolo unde el a fost ascultat, acolo unde el a fost practicat, așa după cum îl arată Scripturile, a avut un efect deosebit, un efect binecuvântat. A fost o lumină a lui Dumnezeu în societatea omenească, acolo unde creștinismul și învățătura creștină au fost primite. De bună oară, femeia care a primit învățătura creștină, dacă a fost soție, ea prin învățătura creștină a devenit o soție mai bună. Dacă ea a fost mamă, prin învățătura creștină, dacă a ascultat-o și a urmat-o, ea a avut oportunitatea să devină o mamă mai bună. Bărbatul, dacă a fost creștin și s-a lăsat influențat de aceste învățături, dacă el a fost un soț, devenind creștin și ascultând de învățătura creștină, a putut să fie un soț mai bun. Dacă el a fost un tată, învățătura creștină l-a învățat să devină un tată mai bun. Dacă a fost un angajat într-o companie, într-o întreprindere, învățătura creștină l-a făcut, dacă a ascultat-o, să devină un angajat mai bun. Dacă a fost un patron și a primit învățătura creștină, patronul acela, stăpânul acela, a devenit un stăpân mai bun. Și acum vin și spun, nu cred că există cărturar creștin în lumea aceasta care va putea vreodată să exprime plenar, de plin, toate beneficiile pe care le-a adus peste neamuri învățătura creștină, acolo unde a fost primită și ascultată. Aș vrea să vă spun, dragii mei, suntem binecuvântați pentru că avem această învățătură la îndemâna noastră. Și dacă tot am ajuns în punctul acesta, îngăduiți-mi să fiu un pic personal. Îngăduiți-mi să mă adresez mamei mele, care peste o săptămână și un pic va pleca din Canada și se va întoarce în România. Nu mi-este ușor, dar trebuie să spun lucrul acesta.
Câteodată mă copleșesc emoțiile foarte tare. Mama mi-a dat învățături foarte bune. M-a învățat cum să mă port în lume. M-a învățat cum să mă raportez la diferitele situații prin care trec. Toate sfaturile pe care mi le-ai dat au fost bune. Dar cel mai bun sfat pe care mi l-ai dat a fost să citesc Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Îți mulțumesc. Și mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pe dumneavoastră, care sunteți părinți, și învățați pe copiii dumneavoastră să se teamă de Dumnezeu, să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvânteze, faceți cel mai frumos lucru. Faceți cel mai frumos lucru atunci când învățați pe copiii dumneavoastră să rămână în ascultare de învățătura creștină. Israelul ar fi avut oportunitatea să se uite, să vadă ce efect, ce rezultat are Evanghelia asupra neamurilor care au primit-o. Evanghelia aceea pe care ei, în mare parte, în masă, aș putea spune, au respins-o. Și acum Pavel vine și spune, pierderea lor, pentru voi neamurile, a fost o binecuvântare, a fost un câștig, a fost un folos. Dar vine și pune întrebare, ce va fi întoarcerea lor la credință? Și ca să nu ne lase să ne ducem cu gândul în diferite părți, în diferite direcții, el vine și spune, ce altceva decât viață din morți? Starea în care Dumnezeu a îngăduit să ajungă poporul Lui pentru o vreme a constituit o binecuvântare pentru noi, o bogăție pentru noi, un câștig pentru noi. Dar atunci când poporul lui Dumnezeu se va întoarce din starea aceasta cu inima și cu fața către Dumnezeu, va primi Evanghelia și va ajunge să-L cunoască pe acela pe care altădată prin părinților l-au respins, lucrul acesta va deveni o binecuvântare pentru lume. Apostolul Pavel le spune fraților, uitați-vă la aceste lucruri. Place în mod deosebit ce a spus un mare creștin, un mare scriitor creștin, fratele John Stott. El zicea că în pasajul acesta Apostolul Pavel a luat istoria și a transformat-o în teologie. Adică a transformat-o în învățătură. Pentru greci, istoria a avut un caracter ciclic. Nu i-au înțeles sensul. Pentru lume, în general, istoria este un șir de evenimente câteodată fără multă legătură între ele, dar mai ales fără vreo semnificație aparte. Pentru poporul lui Dumnezeu și pentru creștini, istoria are semnificație, pentru că istoria este faptul concret al intervenției lui Dumnezeu. Căci evenimentele care se petrec, fie mici, fie mari, nu sunt la voia întâmplării. Ele sunt conduse de o mână suverană și mâna aceasta, mâna Tatălui nostru, binecuvântat să fie El. Apostolul Pavel mai spune, fraților, aveți grijă ca nu cumva, știind aceste lucruri, ca nu cumva știind că Dumnezeu a hotărât să mai taie din ramurile firești ale măslinului ca să vă altoiască pe voi. Nu cumva, voi să vă uitați de sus la cei care au fost puși deoparte pentru o vreme. Ce ar trebui să facem noi? Să ne rugăm pentru poporul lui Dumnezeu. Ferice de omul care își aduce aminte printre cerurile lui, pentru sine, pentru familie, pentru biserica din care face parte, că presupun că vă rugați și pentru biserică, își aduce aminte să se roage și pentru poporul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvântează poporul la mine. Amin. Dar aici, Apostolul Pavel, și acum vreau să ajung la partea a doua, care este foarte importantă. Apostolul Pavel zice în versetul 22, dar uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu și vreau să mă opresc aici. Vreau să vă spun că de-a lungul istoriei creștinismului, creștinătatea a avut o mulțime de predicatori. Unii dintre ei au vorbit foarte mult despre asprimea lui Dumnezeu și au nesocotit bunătatea lui Dumnezeu. Rezultatul a fost de multe ori o religie marcată de foarte multe reguli și o adevărată povară pentru popor. Alți predicatori au venit și socotind că trebuie să îndrepte lucrurile, au vorbit excesiv despre bunătatea lui Dumnezeu
și a uitat să amintească poporului despre asprimea lui Dumnezeu. Oamenii au avut de-a lungul vremii de multe ori, mai ales liderilor, au avut dificultăți în a trata în egală măsură cele două trăsături care coexistă în același timp în caracterul lui Dumnezeu, bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am citit despre un om, un învățător creștin care a trăit pe la jumătatea secolului al II-lea, se chema Marcion. Deloc era din Ponte Uxinus. Și omul acesta a crescut într-o familie bogată, a fost bogat și el, a devenit creștin și la un moment dat a călătorit la Roma și a făcut loc printre creștini de acolo și el voia să acceadă în ierarhia bisericii de la Roma, a și făcut un cadou, o donație deosebită, generoasă bisericii din Roma, vreo 200 de mii de sesterți, ceea ce însemna foarte mult pentru vremea aceea, foarte mult. Dar Marcion acesta, măcar că era un predicator abil în vorbire, versat, omul ăsta avea o problemă cu teologia, cu gândirea lui. Și a spus el, nu se poate ca Dumnezeul Vechiului Testament să fie unul și același cu Dumnezeul Noului Testament. În Vechiul Testament descoperi un Dumnezeu aspru, care totdeauna pedepsește, care dă cu nuiaua, cu toiagul, cum s-a mai spus aici nu demult. În Noul Testament găsești un Dumnezeu al dragostei, al bunătății, al îndurării, al bunăvoinței. Și a zis el, nu se poate ca cei doi să fie unul și acel. Nu se poate, sunt diferiți. Și a propus bisericii din Roma și creștinilor pe care a reușit să-i convingă, le-a propus un canon al Scripturilor modificat. A ales el și din Noul Testament o listă de vreo 10 din scrierile lui Pavel, din Evanghelii, cred că a ales doar una pe al lui Luca și a spus toate celelalte nu le vreau în Biblia după care vreau să mă duc eu. Numai că liderii bisericii din Roma s-au trezit la timp și pe acest Marcion, oricât era el de bogat, l-au pus la punct. L-au exclus din biserică pentru ereziile lui. Și sigur că i-a dat înapoi și banii pe care el îi dăduse. Și s-a dus și dus a fost. Vreau să vă spun că în vremea de astăzi există foarte mulți predicatori care au trecut prin școli de teologie, dar nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Ei vorbesc într-una despre bunătatea lui Dumnezeu, dar ignoră cu desăvârșire faptul că Dumnezeu este atunci când situația o cere și un Dumnezeu aspru. În Vechiul Testament n-am putea să spunem că Dumnezeu a fost doar un Dumnezeu aspru. Dumnezeu a fost și un Dumnezeu bun și în vremea Vechiului Testament. Și dacă citiți mărturiile cu atenție, care sunt păstrate pe pagina Bibliei, veți vedea că Dumnezeu a fost bun și cu cei din vechime. Și de asemenea veți putea vedea, așa cum am putut să văd și eu, și în vremea Noului Testament, în perioada Harului, că Dumnezeu a fost bun, dar Dumnezeu, atunci când situația a impus-o, a apelat și l-a asprit. N-a fost un Dumnezeu aspru în vremea Vechiului Testament și un Dumnezeu doar bun în vremea Noului Testament. Și Apostolul Pavel zice creștinilor, uitați-vă la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Dacă te uiți numai la asprime, te apucă descurajarea. Și trebuie în situație de felul acesta să ți se aducă aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Dacă ți se vorbește numai despre bunătatea lui Dumnezeu, te poate apuca o altă stare, să-ți permiți orice, să crezi că Dumnezeu e bun, să trăiești cum vrei, că nu dai socoteală, că faptele tale făcute nascuți la școală, la lucru, pe stradă sau acasă vor rămâne fără consecințe. Și oamenilor care gândesc defectuos în felul acesta, Apostolul Pavel le spune, adu-ți aminte și de asprimea lui Dumnezeu. Cele două trăsături ale lui Dumnezeu constituie motivații pentru ca noi să trăim o viață diferită de cea pe care o trăiesc cei din jurul nostru. Noi ne gândim și la bunătatea lui Dumnezeu, noi ne gândim și la asprimea lui Dumnezeu. Și aceste două trăsături de caracter al lui Dumnezeu nu se exclud una pe alta și împreună pe noi ne motivează să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu.
cine se gândește doar la una din cele două trăsături, nu prea are cum să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta despre bunătatea lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu este un subiect foarte amplu. Timpul nu mi-ar ajunge în dimineața aceasta, oricât mi s-ar fi dat la îndemână. Dacă începeam la 9, despre bunătatea lui Dumnezeu, nu mi-ar fi ajuns timpul să vă vorbesc. Și despre asprimea lui Dumnezeu se poate vorbi mult. Hai să începem cu bunătatea. În primul rând, aș vrea să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu este motivația pocăinței noastre. Pavel întreba pe interlocutorul său imaginar, cititorul din biserica din Roma, sau poate cititorul de astăzi, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ba da! Când noi ne-am născut în lumea aceasta, ne-am născut într-o anumită stare, cu inclinație puternică spre păcat. Toți ne-am născut așa. Dacă ne-am fi născut în familia papei de la, nu știu, probabil n-are. Dacă ne-am fi născut în familia celui mai evlavios dintre sfinți, să știți că tot într-o stare, cu inclinație spre păcat, ne-am fi născut. Am avut în jurul nostru oameni care ne-au vorbit despre Dumnezeu, care ne-au spus că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne învață să ne ferim de rău și așa mai departe. Și am avut și în jurul nostru oameni care ne-au spus, vedeți-vă de treabă, nu există Dumnezeu, este un mit, o istorie, o poveste. Prima noastră inclinație a fost să nu-i credem pe cei ce ne vorbesc favorabil despre Dumnezeu, dar să-i credem pe cei care ne spun că nu există și să trăim cum ne place nouă. N-ați avut experiența aceasta? Când am fost copii, adolescenți, tineri? Ba da, ba da. Ne-ar fi plăcut să trăim de parcă Dumnezeu nu există. Și măcar că în vremea aceea trăiam așa, Dumnezeu și-a arătat bunăvoința față de noi și ne-a făcut bine. Ne-a dat sănătate, ne-a ajutat să ne câștigăm pâine, să avem pâine pe masă, să avem haină, să ne verim trupul de frig. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă să nu ni se întâmple accidente majore, vrăjmașul să nu ne poată lovi așa cum ar fi vrut el. Și a venit o vreme în viața mea, cum a venit și în viața multora dintre dumneavoastră, când dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu a reușit să ne lumineze. Și dintr-o dată ne-am pomenit că, într-adevăr, trăim într-o lume care nu-i la voia întâmplării, că există un Dumnezeu care a creat-o, care a făcut pe toate, că toate lucrurile din jurul nostru exprimă o înțelepciune. Și înțelepciunea, dați-mi voi să vă spun, niciodată n-a fost expresia unei explozii. Înțelepciunea a avut o cauză. Și cauza aceea este cineva. Și acel cineva este Dumnezeu. Și dintr-o dată m-am pomenit eu, Iosif, m-am pomenit că îi răsplătisem până atunci cu rău, cu dispreț, cu nepăsare, celui care mi-a făcut mie cel mai mult bine. Și dintr-o dată m-a cuprins părerea de rău. Și când am văzut că Dumnezeu mi-a făcut bine, chiar dacă eu i-am răsplătit cu rău, această bunătate lui Dumnezeu m-a cumpleșit și m-a făcut să mă întorc cu fața spre El. Bunătatea lui Dumnezeu este motivația cuprinței noastre. Și mulțumim lui Dumnezeu, se poartă bunătate cu noi. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu este un model pentru noi. Am vrea să fim buni, așa? Și ne fixăm diferite obiective în față. Aș vrea să fiu bun ca și cu tare, bun ca și cu tare, bun ca și cu tare. Cel mai bun model este însuși Dumnezeu. Împăratul David a avut un moment în care, odihnindu-se după atâta luptă și război și fugăreală, a zis, mai este oare cineva din casa lui Saul? Și casa lui Saul reprezenta dușmanul cel mai mare al lui. Că a fost multă vreme în Israel război între casa lui David și casa lui Saul. Și pe când se părea că era evident, de fapt, pentru toată împărăția, casa lui Saul a căzut, iar a lui David s-a ridicat, zice David, își întreabă slujitorii, mai este cineva din casa lui Saul?
Și acum, când a pus această întrebare, mi și imaginez. Eu mai rămas cineva, e vai de ăla. Dacă mai este cineva în seară, împăratul are de gând să curețe împărăția de tot ce amintește de casa lui Saul. Și David continuă. Vreau să mă port cu sufletul acela, cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Extraordinar. O bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, noi suntem chemați să fim buni unii cu alții. Și exemplul nostru, eu mi-aș dori să pot să fiu exemplul dumneavoastră. Dar câteodată descoper slăbiciuni și lipsuri și carențe în viața mea și mă întreb, oare am putut să dau un exemplu bun? Exemplul nostru este Dumnezeu Tatăl nostru. În predica de pe munte, Domnul Iisus, în ultimul pasaj din capitolul 5, stă de vorbă cu ascultătorii Lui și le spune, ați auzit că s-a zis în vechime, dinte pentru dinte. Te-a lovit Domnul și ți-a sărit un dinte, fă și tu cumva să-i sară și lui unul. Și câteodată, din multă râvnă, îi facem să sară doi. Dar Domnul Iisus spune, nu așa. Binecuvântați-i pe cei ce vă grăiesc de rău. Faceți bine celor ce vouă vă fac rău. Uitați-vă la Dumnezeu Tatăl vostru. El face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Și trimite norul aducător de ploaie și peste ogorul celui bun și peste ogorul celui mai puțin bun. Și apoi Domnul Iisus trage concluzie și spune, fiți dar desăvârșiți după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Bunătatea lui Dumnezeu, când te uiți la ea, te învață cum să te porți cu bunătate și tu. Nu-ți lua exemple dintre oameni, că sunt doar oameni. Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Aici trebuia să precizez ceva, chiar când am început să vorbesc despre bunătate. Este foarte important să te uiți, dar să te uiți cu atenție. Mi-aduc aminte de anii de școală, când profesorii se chinuiau să ne învețe diferite discipline. Am băgat de seamă și țin minte că erau unii elevi în clasă care erau foarte atenți. Se uitau cu atenție la toată demonstrația profesorului. Când suna clopoțelul de ieșire în pauză, aceia care au fost atenți, ei știau deja lecția aproape pe jumătate, dacă nu pe trei sferturi. Și când mergeau acasă, aveau nevoie doar puțin să mă uite peste notițe și știau bine. Iar alții, socotind că nu-i nevoie sau poate știu ei totul, nu erau foarte atenți. Și aveau dificultăți la examen și la extemporal și la teză și la examenele de treaptă și așa mai departe. E foarte important când te uiți, să te uiți cu atenție, cu băgare de seamă. Mulți dintre colegii mei, să știți că și-au ratat oportunitățile, deși au avut capacitate de a ajunge sus în societate, și-au ratat acele oportunități pentru că n-au privit cu atenție, n-au fost atenți. Noi să privim cu atenție și uitați-vă cu atenție la bunătatea lui Dumnezeu și încercați să-i urmați exemplu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ar fi multe de spus despre bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-vă că ea este necondiționată. Adică Dumnezeu nu-ți spune, uite, îți dau dacă îmi dai. În momentul în care nu mai îmi dai, nu-ți mai dau. Măcar că noi de multe ori ne purtăm cam în felul acesta cu semenii noștri. Suntem buni cu cei ce sunt buni cu noi și suntem disprețuitori, distanți, reci, duri, cu cei care par să fie împotriva noastră. Zic par, pentru că s-ar putea să nu fie chiar. Poate doar nouă mi se pare așa. Asprimea lui Dumnezeu. Să știți că și la asprimea lui Dumnezeu, dacă te uiți, și asta te învață ceva. Dumnezeu nu este nedrept. Iertați-mă, o să revin puțin la bunătatea lui Dumnezeu. N-aș vrea să creadă cineva că bunătatea asta lui Dumnezeu, generozitatea lui Dumnezeu, este ca o poliță de asigurare. Indiferent ce faci tu, Dumnezeu pentru totdeauna îți va arăta numai și numai bunătate. Trebuie să avem grijă.
să nu profităm la nesfârșit, să nu punem la încercare la nesfârșit răbdarea lui Dumnezeu. Apostolul vorbește și de asprimea lui Dumnezeu. Și asprimea lui Dumnezeu față de poporul lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că atunci când le-a trimis pe Fiul Său și ei nu l-au primit, nu s-au arătat vrednici, Dumnezeu i-a pus în stand-by, în hold, i-a pus deoparte pentru o vreme în istorie, pentru ca să se ocupe mai îndeaproape de neamuri. Lepădarea lui Israel, chiar parțială și chiar temporară, nu a fost un capriciu al lui Dumnezeu. Nu a fost ceva hotărât dinainte că Dumnezeu a hotărât ca ei să fie așa, nu. Știți, vă rog, în Evanghelia după Matei, în capitolul 23, versetul 37, un cuvânt al Domnului Iisus, o exclamație, dacă vreți. Ceva care scotea la iveală, în cuvânt, ce simțea El în inima Lui pentru Israel, pentru Ierusalim, mai cu seamă. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi? Și n-ați vrut. A cui era vina? A lui Dumnezeu? A lui Israel. Citiți, vă rog, de asemenea, în Luca 19, cu 42, Domnul Iisus plânge pentru cetate într-un moment în care gloata din jurul lui, exaltat de bucurie, El plânge pentru cetate și spune niște cuvinte asemănătoare celor pe care le-am citit. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Lucrurile care puteau să le dea pacea, ei nu le-au cunoscut și nu le-au primit. De aceea, Dumnezeu a hotărât pentru vreme să le ascundă de ochii lui. Aș vrea să vorbesc un pic despre un alt lucru pe care Pavel îl cuprinde aici. În finalul versetului 20, zice Pavel, nu te îngânfa, dar ci teme-te. Aș vrea să vă spun că unul dintre elementele fundamentale ale religiei creștine autentice este teama de Dumnezeu. Eu acceptez lucrul acesta pentru că mă uit în jur ce se întâmplă cu creștinismul din vremea noastră și constat că teama de Dumnezeu începe să dispară și lucrul ăsta, să știți că mă îngrijorează. Teama de Dumnezeu este un concept de multe ori greșit explicat. Dacă eu mă tem de un om, de omul acela mă cam feresc. Pe omul acela îl ocolesc. Sau dacă nu am încotro și trebuie să am de-a face cu el, stau cât mai puțin timp cu putință în prezența lui. Ai un șef rău, te tem de el. Tot timpul te critică, te analizează, îți bagă de vină, nu reușești nici cum să fii pe plac. Te temi de el. Ți-a creat un complex. Câteodată prezența lui și dacă nu deschide gura, parcă te terorizează. În fața sau în prezența unui asemenea om, probabil că nu te simți confortabil și ai vrea cât mai puțin. Cu teama de Dumnezeu, lucrurile stau diferit. Teama de Dumnezeu nu este acel sentiment care te face să eviți prezența Lui. Să stai cât mai puțin în prezența Lui. Teama de Dumnezeu este acea trăsătură sau acea stare care te face să fugi de păcat, de rău. Aș vrea să vă spun înainte de toate că teama de Dumnezeu este la temelia dreptății în lumea în care trăim. Aduc aminte de o întâmplare din viața lui Avram. Ajunge la Gera, în partea de sud a Țării Sfinte și în locurile acelea locuia un popor păgân. Împăratul lor se chema Abimelec. Și de teama acestui popor și acestui împărat, Avram îi spune soției lui, uite ce o să facem. Aici unde ne așezăm, dacă cineva vreodată întreabă, să nu spui că tu ești soția mea, să spui că ești sora mea. Și slujitorii lui Abimelec îi spun împăratului din locul acela, împăratului Abimelec, a venit un străin printre noi, are turme, are de toate, și am văzut printre oamenii care îl însoțesc o femeie foarte frumoasă la chip.
El zice că e sora lui, am auzit că e sora lui. Și Abimelec zice, aduceți-mi-o. Și am adus-o, numai că Dumnezeu îl avertizează pe Abimelec, bagă groaza în el și Abimelec vine înapoi la Avram, îi duce soția și spune, măi, ce mi-ai făcut? Și Avram zice, am să spun de ce m-am purtat așa cum m-am purtat. M-am gândit că în țara aceasta nu este frică de Dumnezeu. Genesa 20:10. Adevărul este că acolo unde nu este frică de Dumnezeu, în societatea aceea lucrurile o iau razna, să știți, te poți teme de foarte multe lucruri. Nu se respectă nimic acolo. Și oamenii din ziua de astăzi exact acolo vor să ajungă. Să scoate complet din societate teama de Dumnezeu. Dar dacă nu există teamă de Dumnezeu, e vai și amar de societatea aceasta. Evanghelia după Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus rostește una din pildele sale memorabile. Și vorbește despre o cetate în care locuia un judecător. Și judecătorul acesta avea două trăsături care marcau puternic caracterului și modului de a sluji printre semeni. Omul ăsta de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Cele două elemente care l-ar fi făcut pe omul acesta să fie drept în hotărârile lui, dar ele lipseau și hotărârile lui nu mai erau drepte. Nu se insist prea mult aici. Unde e teamă de Dumnezeu, acolo mai există ceva respect pentru dreptate. Este respect pentru dreptate. Iar unde lipsește teama de Dumnezeu, nu este nici un respect pentru dreptate. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze țara aceasta cu oameni care au teamă de Dumnezeu. Am să vă aduc în față un alt exemplu din vremea Vechiului Testament. Este vorba de omul lui Dumnezeu, Iov. Despre omul acesta care a trăit în vechime, Dumnezeu însuși mărturisește, nu statisticile făcute de diferite organizații din vremea aceea. Dumnezeu însuși vorbește că nu era nimenea ca Iov pe pământ în vremea aceea. Și în capitolul 1, în versetul 8, și în capitolul al 2, în versetul 3, se vorbește despre omul acesta, Dumnezeu vorbește. Și când vorbește Dumnezeu despre Iov, nu spune cât de multe cămile, cât de multe turme are omul acesta, cât de influent este în partea aceea de lume unde trăiește el, și Dumnezeu vorbește despre Iov și spune că Iov se teme de Domnul și se abate de la rău. Două lucruri care sunt legate una de alta. Omul care se teme de Domnul se abate de la rău. Și aș vrea să vă spun că omul care nu se abate de la rău, el poate spune cu gura cât vrea el. Poate predica despre frica de Domnul. Poate cânta despre frica de Domnul. Poate recita o poezie de 200 de strofe despre frica de Domnul. Dar dacă nu se ferește de rău, nu-i frica de Domnul acolo. Frica de Domnul ne învață pe noi să ne ferim de rău. Ne motivează pe noi să ne ferim de rău. În altă ordine de idei, frica de Domnul, să știți că este o cauză sau o motivație a binecuvântărilor pe care Domnul le revarsă peste noi. În Psalmul 28, în două versete din acest psalm, se vorbește despre omul care se teme de Domnul și se spune, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Omul care se teme de Domnul este binecuvântat. Are parte de binecuvântări și binecuvântările se răsfrâng și asupra familiei lui. Să scris în psalm că copiii lui stau în jurul mesei ca niște lăstari de măslin. Numai în părțile mele nu prea creșteau măslin. N-am văzut. În Țara Sfântă n-am fost. Am încercat să-mi dau seama cum stau lăstarii de măslin. Și-mi imaginez că ei stau așa adunați la oaltă, stau împreună. Și cred că e o imagine frumoasă. Mi-ajunge doar să citesc și deja pot imagina că e o imagine frumoasă, motivatoare. Omul care se teme de Domnul își vede copiii împreună. Nu sunt împrăștiați, unul la nord, unul la sud, unul la est, unul la vest. Între ei nu e hârială, ceartă, dezbinare. Ei sunt așa ca un mănunchi. Doamne, binecuvântează-i copiii noștri
și pe noi de asemenea cu teamă de tine. Cineva ar putea să spună, frate, exemplele pe care le-ai luat până acum, în general sunt din Vechiul Testament. Avram este din Vechiul Testament și așa este, din Vechiul Testament de Avram. David vorbește și în Psalmul 34 și învață pe oameni, pe Sfinții Domnului, să se teamă de Domnul, în versetul 9. Solomon în vremea lui, când scrie cartea Proverbele, vorbește în capitolul 9, versetul 10, mi se pare, și spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Nu poate începe înțelepciunea acolo unde nu este frică de Domnul. Nu este înțelepciune unde nu-i frică de Domnul. Pot fi diplome, pot fi titluri, oricât de multe. Dacă nu-i frică de Domnul acolo, aceea nu-i înțelepciune adevărată. Frica de Domnul, să știți că este terenul în care înfloresc cele mai frumoase trăsături ale caracterului creștin. De-a lungul secolelor, omenirea a avut oameni deosebiți care au constituit binecuvântări pentru omenire. Aș vrea să vă spun ce am mai spus și când am vorbit despre sarea Pământului. Nu conducătorii popoarelor sunt sarea Pământului. Nu descoperitorii, inventatorii, generalii, oameni de armată, oameni de arme, nu. Sarea Pământului o reprezintă copiii lui Dumnezeu, care trăiesc după învățăturile lui Dumnezeu. Și acum vin și spun, frica de Domnul este terenul în care se dezvoltă și înfloresc cele mai frumoase trăsături ale caracterului creștin. Cele mai frumoase caractere le veți întâlni printre cei ce se tem de Domnul. Pavel, și cu lucrul acesta vrea să mă apropii de încheiere, zice, uită-te la bunătatea și la sprimele lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut. Și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Adică, într-o foarte mare măsură, depinde de tine dacă rămâi să te bucuri mai departe de bunătatea lui Dumnezeu. Aș pune o întrebare pe care copiii o pun câteodată părinților lor cu voce tare sau câteodată doar în gând. Dar dacă nu fac asta? Îi spui copilul tău, nu fă asta și câteodată el are îndrăzneală și te treabă, dar dacă fac? Pe mine m-a întrebat odată cineva, ce vei face cu mine dacă eu fac lucrul ăsta? Am să iau o măsură disciplinară asupra ta. Serios? Serios. Și s-a convins. Copilul te întreabă, sau poate că nu mă îngând pune întrebarea că se teme. Dar dacă nu fac asta? Și Pavel a prevăzut o asemenea întrebare care se putea ridica în mintea multora dintre cititorii de-a lungul secolelor a epistolei sale. Dar dacă nu rămâi? Dar dacă încetezi să rămâi în bunătatea lui Dumnezeu? Și Pavel adaugă și spune, al mintrelea vei fi tăiat și tu. Eu cred că fraza aceasta lămurește odată pentru totdeauna pentru cei care gândesc sănătos. Dacă Pavel a fost un adept al predestinării sau nu. Eu cred că este destul de limpede. Când Pavel zice al minte vei fi tăiat și tu, Pavel atrage atenția. Ești creștin. Ai beneficiat de această lumină adusă de Evanghelie în viața ta. Te-a învățat Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, să faci deosebire între bine și rău. Dacă tu încetezi să rămâi în bunătatea lui Dumnezeu, făcând mereu ce este bine și fugind de ceea ce este rău. Dacă tu sfidezi bunătatea lui Dumnezeu și alegi să faci răul, pentru că așa fac colegii de la școală care n-au minte. Dar vrei să faci și tu ca ei. Atenție, zice Pavel. Te paște pericolul să fii tăiat și tu. Doamne, milă de noi. Amin.